Noiembrie e luna care îi poartă ghinionul Victor Ponta. Peste câteva zile se împlinește un an de la înfrângerea rușinoasă suferită de socialdemocratul Victor Ponta în alegerile prezidențiale din 16 noiembrie 2014. A doua zi după dezastru, înainte de a se face nevăzut, Victor Ponta ne spunea că trebuie să avem decență și înțelepciune să tăcem din gură o perioadă toți. Acestea fiind spuse, liderul PSD de atunci a dispărut din peisaj și dus a fost tocmai în Dubai. Cu alte cuvinte, după ce electoratul l-a sancționat dur, Victor Ponta și-a turnat puțin cenușa în cap, a jurat că se va schimba, dar din păcate și-a păstrat aceleași obiceiuri. Deși ambițios, perseverent și bun comunicator, premierul Ponta este astăzi imaginea dualității, a falsului, a neasumării responsabilității. A fost prins mințind și nu a recunoscut niciodată acest lucru. Este atât de plin de sine încât nu a învățat nimic din erorile majore din trecut, în aroganța și comportamentul deplasat la un depărtat electorat. La niciun an de la noiembrie 16, Victor Ponta gafează identic. La doar câteva zile, după ce a rămas fără funcție în Partidul Mult Iubit, a dat o fugă până în Mexic. Coincidență sau nu, atât în escapada sa din Dubai, cât și cea din Mexic, copilotul Victor Ponta a pus interesul personal mai presus de cel național, programându-și diverse întâlniri doar pentru a asista, se pare, la competiții de Formula 1. Ceea ce nu a înțeles până acum Victor Ponta este faptul că electoratul vede, înregistrează și acumulează frustrări, oricât ar încerca să-l tragă pe sfoară cu creșteri salariare sau reduceri fiscale. Tupeul, minciuna și disprețul nu sunt principalele calități dorite la un lider adevărat. Electoratul vrea altceva. Și-a dovedit-o prin alegerea lui Klaus Iohannis în funcția de președinte a României. România au ales atunci să spună un nu hotărât imposturii disprețului, polăniei, hoții arogante și exercitării discreționare a puterii. Și iată, aceste zile vorbim deja de sfârșitul erei Ponta. După ce a pierdut mandatul de președinte al PSD, deținut încă din februarie 2010, Victor Ponta a anunțat ieri că își depune și mandatul de premier. După ce peste 25.000 de oameni au protestat în București cerând demisia responsabilor pentru tragedia din Clubul Colectiv. Acesta este finalul carierei politice a lui Victor Ponta. La noiembrie se pare că nu-i priește premierului Victor Ponta. Mulțumesc. Gheorghe Dragomir, deputat PNL de Constanța.